bun găsit! Infertilitatea afectează 1 din 6 persoane la nivel global. Asta arată ultimele date ale Organizației Mondiale a Sănătății. Astăzi vom vorbi despre această problemă cu care se confruntă și cuplurile din România. Eu sunt Gabriela Buruian, iar alături de mine este doamna dr. Ioana Iordache, medic specialist obstetrică, ginecologie, pe care o găsim la clinica Embryos din București, dar mai nou și la Rai Medica în Cluj. Bun găsit, doamna doctor! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Doamna doctor, aș vrea pentru început să explicăm ce înseamnă infertilitate. Sunt foarte multe cupluri care încearcă să aducă pe lume un bebeluș, iar poate după câteva luni de încercări se confruntă cu gândul că sunt infertili. Putem vorbi despre infertilitate după doar câteva luni de încercări sau trebuie să treacă o perioadă mai lungă pentru a pune acest diagnostic? Infertilitatea a devenit o problemă de sănătate publică, atât la nivel global cât și în România. Mai exact, 1 din 6 cupluri se confruntă cu problema infertilității. Și da, infertilitatea este un diagnostic care trebuie să treacă proba timpului, nu este suficient o lună să încercăm și să ne considerăm presați de diagnosticul infertilității. Organizația Mondială a Sănătății spune că trebuie să treacă un an de contacte sexuale susținute și neprotejate, astfel încât să obținem sarcină. Dar atenție că și aici avem o stratificare pe vârstă. Adică putem să așteptăm un an dacă suntem sub 35 de ani, dar la 35 de ani sau peste 35 de ani nu ne mai permitem acest interval și pacienții ar trebui să ni se adreseze după 6 luni de încercări. Asta înseamnă că ar fi de dorit ca înainte să luăm decizia că vrem să concepem un bebeluș, să venim la un control pentru a face, să spunem, niște analize? Exact. Pacienții, cel puțin în România, așa am fost educați cu toții, în momentul în care nu reușești un an, 2-3, cauți apoi un specialist în infertilitate, dar lucrurile acum nu trebuie să se mai desfășoare așa. La 35 de ani, dacă vrem atunci să obținem sarcina, cred că prima atitudine trebuie să fie aceasta, de a consulta un specialist în infertilitate, pentru că altfel dacă rămâi acasă și încerci, s-ar putea să pierzi timp prețios la această vârstă și măcar să facem testele și să ne asigurăm, să certificăm fertilitatea și să lăsăm cuplul să conceapă acasă dacă totul este în regulă. Dar ar trebui oricum să se facă un screening și să vedem că parametrii sunt optimi atât pentru partenera de sex feminin cât și pentru partenerul de sex masculin, pentru că sunt parametri care pot fi suboptimali și pot duce, de exemplu, la o sarcină oprită din evoluție și nu ne dorim asta. De cele mai multe ori presiunea se pune pe femeie, dar dacă vorbim despre incidență, este o diferență între femei și bărbați? În trecut era. Exact așa cum ați spus, infertilitatea era pe spatele femeii ca și diagnostic. Acum, la fel, Organizația Mondială a Sănătății a stratificat, din punct de vedere al incidenței, în 3 părți infertilitatea. Infertilitatea de cauză feminină, fiind 1 pe 3, o altă treime fiind infertilitatea de cauză masculină și apoi a treia parte acordată infertilității de cauză mixtă. De multe ori se întâmplă să fie o parte implicată partea feminină și o altă parte atribuită factorului masculin. Și mai există o felie care este atribuită infertilității de cauză necunoscută. Asta înseamnă că noi căutăm toți parametrii, facem toate investigațiile și cu toate astea nu găsim nimic anormal, dar sarcina nu apare. În acest caz, care ar fi totuși cauzele care duc la infertilitate? Din punct de vedere feminin, de foarte multe ori este implicat factorul tubar. Pacientele consideră că embrionul se formează în uter, dar nu este așa. Embrionul se formează la nivelul trompelor uterine și atunci este foarte important ca trompele să fie permeabile și ele să fie și funcționale. Pentru că nu este suficient ca trompa să fie permeabilă, trebuie să fie funcțională și întotdeauna le spun pacientelor că există acolo o mulțime de receptori și un răspuns imunologic foarte, foarte complex și niște cili care sunt microscopici și care trebuie să funcționeze perfect astfel încât embrionul să se poată forma, implanta și apoi să ajungă la nivelul uterului. Deci factorul tubar este principala cauză de infertilitate la femei. Apare de foarte multe ori după infecții, așa că atenție aici pentru toate pacientele care știu că au avut istoric de infecții cu transmitere sexuală, ureaplasma, micoplasma sau clamidia, trebuie întotdeauna să ne punem un semn de întrebare cu privire la funcționalitatea trompelor uterine.
Un alt factor legat de femei mai este anovulația, adică lipsa ovulației lună de lună. Dacă noi nu ovulăm, nu se eliberează ovocitul din ovar și atunci nu există celula sexuală feminină. Deci nu poate să apară fertilizarea. Pentru pacientele cu ovare micropolichistice, cam aceasta ar fi principala cauză. Pentru pacientele care au câteva kilograme în plus, pentru pacientele care au rezistență la insulină, trebuie să certificăm ovulația, dar lucrurile astea toate se testează foarte ușor în cabinet, fără durere, la un prim consult și o să discutăm și despre asta, cam ce facem în timpul unei consultații de infertilitate. Acestea sunt principalele cauze feminine. În ceea ce privește factorul masculin, este foarte important acolo stilul de viață, pentru că vedem parametrii suboptimali spermatici care sunt dați de stresul oxidativ puternic în care stau spermatozoizii la nivel testicular, dat de kilogramele în plus, dat de sedentarism, de fumat, de consumul de alcool și toți acești factori influențează parametrii spermatici. Pentru că spuneați de bărbați, poate fi un factor și faptul că unii bărbați obișnuiesc să folosească, să spunem, încălzirea în scaune, la mașină, da, sau telefonul mobil ținut foarte aproape. Exact, sau pacienții care sunt IT și stau cu laptopul în brațe. Da, ar trebui să, în perioada în care ne dorim să concepem, sau în general, pentru că e importantă partea asta pe tot parcursul vieții. Pacienții vin la noi și la mine, specialist în infertilitate, când vor să obțină o sarcină. Dar le spun mereu că parametrii suboptimali spermatici de la 30 de ani arată parametrii suboptimali cardiovasculari de la 40 de ani. Deci pacientul care vine cu probleme de infertilitate la 30 de ani este viitorul pacient al colegului meu cardiolog. Și atunci este important cumva să avem un stil de viață sănătos pe tot parcursul vieții noastre. Ar trebui lenjeria pentru bărbați să fie una largă. La fel, nu ar trebui să facă saună, băi fierbinți, încălzire în scaune, masaj în scaune, adică lucrurile astea nu sunt cumva potrivite pentru bărbați. Bun, și totuși avem soluții. Ce se întâmplă atunci când un cuplu nu reușește totuși să conceapă un bebeluș? Putem vorbi despre fertilizare in vitro? Sigur că da. Întotdeauna eu încerc, dacă există loc pentru așa ceva, să îmbunătățesc fertilitatea naturală. Pentru că sunt situații în care, pe parcursul investigațiilor pe care le facem, reușim să obținem sarcină. Adică îi testez pacientei trompele luna aceasta și luna viitoare vine deja cu sarcină, că sunt lucruri pe care le facem, de exemplu testarea tubară. Ulterior, pasajul spermatozoizilor este facil la nivelul trompelor și sarcina apare mai ușor. Și încerc dacă pot să îmbunătățesc fertilitatea naturală și oricum nu trec imediat la fertilizare in vitro. Am pacienți care intră pe ușa cabinetului și spun luna asta, luna aceasta vreau să facem procedura, vreau să rămân însărcinată. Dar lucrurile nu se întâmplă așa, pentru că dacă facem lucrurile așa, rezultatele nu vor fi bune. Și atunci, dacă există kilograme în plus, vreau să slăbim. Dacă putem să îmbunătățim factorii de stres, la fel, vreau să îi îmbunătățim. Toate pacientele mele schimbă stilul de viață după prima consultație cu mine. Vreau să doarmă 7-8 ore pe noapte, să facă mișcare. Toate lucrurile astea sunt foarte importante apoi în calitatea embrionului. Chiar dacă face fertilizare in vitro, embrionul trebuie să fie de bună calitate. Apoi, disruptorii hormonali. Le spun întotdeauna că nu au nevoie de balsam de rufe, de odorizant de cameră, de odorizant de mașină, de bețișoare parfumate. Sunt toți disruptori hormonali, asta înseamnă că ajung în organismul nostru și produc un dezechilibru la nivel hormonal. Și în special dezechilibru apare la nivelul glandei tiroide, la nivelul ovarelor și se vede la fel și în calitatea spermei. Deci schimbăm toate lucrurile astea și întotdeauna pacientele când vin la a doua consultație îmi spun: am plecat de la dumneavoastră și am aruncat balsamul, odorizantele. Și toate lucrurile astea cumva ajută. Deci asta fac, încerc să îmbunătățesc fertilitatea naturală și dacă asta nu se întâmplă sau dacă îmi dau seama de la început că sarcina nu poate fi obținută decât prin fertilizare in vitro, atunci începem procedura. Ce înseamnă această procedură de fertilizare in vitro? Foarte multe femei se sperie când aud, implică foarte multe controle, foarte multe vizite la medic, implică durere. În primul rând, la noi vin paciente din toată țara și atunci trebuie să fim cât putem de eficienți în cadrul primei consultații. Și îmi place să cred că prima consultație este așa, one-stop shop fertility assessment, ca să putem cumva să certificăm infertilitatea sau din potrivă fertilitatea femeii dintr-o singură consultație. Astfel încât îi facem o ecografie unde vedem rezerva ovariană, unde vedem forma uterului, facem inclusiv o reconstrucție 3D.
și eliminăm o cauză, de exemplu, uterină, dată de malformații, vedem dacă există polip, dacă există fibroame, ce formă are uterul, ne uităm la toate aceste lucruri și singurul lucru pe care nu îl facem în cadrul primei consultații este să vedem permeabilitatea tubară. Pacientele trebuie ulterior să se programeze pentru asta, pentru că suntem dependenți de anumite analize. Și în timp ce pacienta este la noi la consultație, soțul poate să dea proba de spermă și în timpul acesta, adică a doua zi, știm exact în fața cărei situații suntem, dacă avem sau nu nevoie de fertilizare in vitro. În cazul în care, într-adevăr, există indicație pentru fertilizare in vitro, există un dosar de analize care trebuie făcut. La fel, nu este imposibil de făcut, nu durează atât de mult. Orice pacient, dacă se organizează într-o săptămână, termină de făcut tot baremul de analize. Și dacă sunt lucruri de corectat, sigur că le corectăm și ulterior începem. Dacă nu, procedura poate fi începută imediat cum analizele sunt gata. Fertilizarea în sine, adică stimularea ovariană, durează aproximativ 10 zile, după care urmează puncția ovariană, adică recoltarea ovocitelor, și ulterior fertilizarea în laborator de către colegii mei embriologi și ulterior embriotransferul. După ce se realizează acest transfer, pacienta trebuie să rămână internată? Nu. Sau... Embriotransferul este o procedură care nu este deloc dureroasă, este procedura mea preferată, pentru că este cumva încununarea succesului că am ajuns să avem un embrion și e momentul pe care pacienta l-așteaptă încă de la începutul procedurii, simte în sfârșit că este în fața unei sarcini. Pleacă în 5 minute din clinică și procedura în sine durează 10 minute. Toate procedurile pe care le facem în cadrul procesului de fertilizare sunt fie cu sedare, anestezie de tip sedare, adică fără disconfort, fie așa cum este embriotransferul, nu este nevoie de absolut niciun fel de anestezie pentru că pacienta real nu simte absolut nimic. După care merge acasă și își reia activitatea viața normală? Normal, da. Nu ajută repausul mai mult decât atât. Eu cred că chiar vreau să fac și un studiu pe chestia asta. Înainte de embriotransfer, trimit toate pacientele să facă gimnastică, pilates, yoga, plimbări în parc, ce le place și ce le relaxează, pentru că vreau să accelerăm vascularizația de la nivelul pelvisului și toate substanțele pe care le dau vreau să ajungă la nivel uterin și ovarian, așa că nu ajută absolut deloc să stăm în repaus. Deci viața normală, pacientele vin înainte de serviciu sau pleacă la birou după procedură, inclusiv viața sexuală se desfășoară în activități normale în perioada procesului de fertilizare. Bun, există totuși riscuri pentru unele paciente, dacă fac această procedură? Există, sigur, puncția ovariană reprezintă totuși o procedură invazivă prin care ajungem la nivelul ovarelor, așa cum spuneam, și recoltăm ovocitele. Deci, da, există risc de sângerare ca la orice procedură. Există la fel risc de durere pelvină pentru că ne doare o simplă ovulație, dar când cineva ajunge la nivelul ovarelor cu un ac. Dar mai mult de atât, nu. Știu că sunt o grămadă de mituri în jurul acestui subiect, cum că pacientele care trec printr-un proces de fertilizare riscă să facă o boală canceroasă. Nu este adevărat. Sunt afirmații desmințite prin studii extrem de largi și bine certificate. Cum că intră mai repede la menopauză. La fel, nu este adevărat. Chiar dacă noi scoatem mai multe ovocite de la nivelul ovarelor, ele s-ar fi pierdut oricum. Noi pierdem în fiecare lună sute de ovocite. Pentru că ele intră în procesul de atrezie fiziologică, adică se pierd pur și simplu. Deci nici asta nu este adevărat, că ar crește riscul cancerului de sân. Nu. Și le spun întotdeauna pacientelor exemplu cu boala cirotică. Dacă bei în fiecare seară un pahar de vin, duminică, nu ai ciroză. Așa este și cu stimularea ovariană. Dacă în fiecare zi, pentru 10 zile, iei un tratament hormonal, la finalul celor 10 zile nu poți să faci cancer. E adevărat că poate se asociază cu această idee pentru că, așa cum spuneam, investigăm foarte bine pacientele înainte să începem procedura și atunci sunt sigură că și găsim mai multe paciente care au probleme. Faptul că scade rezerva ovariană e un alt mit sau e o realitate procedura de fertilizare in vitro? Nu, este un alt mit. Nu poate să scadă rezerva ovariană. Foliculii pe care îi scoatem s-ar fi pierdut oricum. Rezerva ovariană rămâne aceeași. Bun. Faceți această procedură, dar totuși putem să vorbim despre o rată de succes sau suntem tot la mâna naturii?
rata de succes a unei proceduri de fertilizare in vitro este între 30 și 40% peste tot în lume. Sigur că în realitate cu toții avem cupluri la care ne reușește procedura din prima, avem cupluri la care trebuie să facem mai multe proceduri de fertilizare, pentru că sigur avem o problemă la nivelul ovocitelor sau spermatozoizilor și atunci se obține embrion de mai slabă calitate. Dar, în general, în lume, rata de succes este undeva la 40%. Este adevărat, ea este calculată per embriotransfer. Asta înseamnă că dacă facem mai multe embriotransferuri, rata de succes se sumează. De exemplu, la 2 embriotransferuri ajunge la 80%. Spuneați că în cazul unor paciente trebuie să faceți de mai multe ori această procedură. Trebuie să respectăm niște termene, trebuie să treacă un anumit timp de la o procedură la alta sau e pur și simplu în funcție de confortul, să spunem, fizic și psihic al femeii? Da, sigur și în funcție de asta întotdeauna începem cu o pacientă atunci când ea este echilibrată din toate punctele de vedere, dar nu. Ba mai mult decât atât, sunt dezvoltate protocoale pentru pacientele care au rezervă ovariană scăzută, astfel încât putem să facem o stimulare, facem puncția și după 5 zile putem să începem o altă stimulare. Și sunt procedee și protocoale pe care le aplicăm la pacientele cu rezervă ovariană scăzută, tocmai pentru că știm că rata lor de succes este una mică și atunci să creștem ratele de reușită, facem mai multe proceduri. Știm că la nivel național există și un program care susține, practic, această fertilizare in vitro, inclusiv financiar. Dacă ne puteți spune, din punctul dumneavoastră de vedere, este acest program un succes? Știu că în momentul în care se deschid aplicațiile, este așa un buluc de oameni care încearcă să aplice și să obțină acea sumă care îi ajută pentru a putea să meargă la un medic și să ceară această procedură. Da, procedura ajută extrem de mult. Programul este derulat de către Ministerul Familiei. Este un program de creștere a natalității. A ajutat extrem de mult și am văzut cupluri care au ajuns în fața mea și mi-au spus că fără acest program al Ministerului Familiei nu ar fi putut să aibă un copil. Și cumva ar trebui să ne aliniem tuturor țărilor civilizate, de exemplu în țările nordice sunt până la 7-8 programe subvenționate sau în alte țări până în momentul în care reușești să obții sarcina. Pentru că indiferent ce nivel financiar ai avea, procedurile sunt scumpe și atunci sunt cupluri care real nu își permit. Anul acesta, în 2023, au fost 10.000 de cupluri care au putut să beneficieze de program. Din păcate, programul s-a terminat, a fost ocupat în totalitate și cele 2.500 de locuri rămase din anul 2022. Deci cumva s-a finalizat și noi, toți specialiștii din domeniu, plus toate pacientele care sunt deja pe lista de așteptare pentru anul viitor, sperăm că programul va continua și anul viitor și că Ministerul Familiei în continuare va susține aceste cupluri. Spuneați că în alte țări care au făcut aceste programe cu mulți ani înaintea noastră, da, se susține cuplu să repete procedura, pentru că știu că foarte multe cupluri se plângeau de acest aspect, accesau programul, dar rata de succes, spre cum spuneați, nu este pentru toată lumea aceeași, da, aceeași, și atunci ar fi bine să spunem că începând de anul viitor să se ia în considerare și acest aspect, ca un cuplu să poată să aplice pentru două proceduri, să spunem, sau nu. Și programul acesta permite aplicarea pentru trei proceduri. Doar că sunt 10.000 de proceduri în total. Exact. Adică poate că ar fi o idee și creșterea numărului de dosare alocate, dar sigur sunt sigură că totul este bugetat și că atât putem, dar sperăm să continuăm măcar la acest nivel, să nu se oprească. Care ar fi soluția pentru cuplurile care totuși nu reușesc să intre în programul național, dar își doresc să... Poate ca un alt minister să deruleze un proiect similar. Pentru că real tratamentul costă destul de mult. Programul oferea un voucher pentru tratament de 5.000 de lei și un alt voucher pentru procedură de 10.000 de lei. Sigur că de multe ori nu se acoperea, mai ales pentru pacientele care aveau nevoie de doze mai mari de tratament pentru reușită, nu se acoperea cu totul costul, dar era un ajutor semnificativ pentru cupluri. În momentul în care nu mai au acest program și nu mai există susținere, trebuie să își finanțeze în totalitate procedura.
Bun. Sunt multe cupluri care reușesc, iar rata de succes este una de 100%, dar poate își pun întrebarea după ce reușesc să obțină sarcina, va fi un copil normal, copilul acesta obținut prin fertilizare in vitro? Da, ba mai mult decât atât, este cea mai bună variantă genetică a copilului pe care l-ar fi putut avea, pentru că în natură cel mai rapid spermatozoid ajunge și produce fertilizarea și ovocitul recrutat în luna respectivă. În laborator nu facem așa, adică colegii mei embriologi care sunt extrem de dedicați aleg cel mai bun spermatozoid, cel mai matur și mai frumos ovocit, așa că este combinația genetică ideală pe care ar fi putut-o avea o cuplu respectiv. Sigur că de dorit ar fi să obținem cu toții sarcina natural, dar dacă nu se întâmplă așa, din punct de vedere genetic, cumva trebuie să știm că e cea mai bună variantă a copilului pe care l-ar fi putut avea. După ce se obține sarcina prin procedura de fertilizare, sarcina respectivă este o sarcină normală ca cea naturală. Nu există niciun risc în copilărie de a dezvolta o anumită patologie, vreo anumită boală, pentru că a fost obținut prin fertilizare in vitro. Știu la fel că sunt multe mituri pe care de multe ori trebuie să le contracarăm și printre discuțiile cu colegii noștri din alte specializări. Nu, sunt copii sănătoși care, dacă asociază o problemă, nu este legată de faptul că sarcina a fost obținută prin fertilizare in vitro. Doar factorul genetic. Exact. Și bineînțeles că probabil este o incidență mai crescută a diferitelor patologii date poate și de prematuritatea cu care se nasc mulți dintre copiii din fertilizare in vitro, dar trebuie să ne gândim și la condițiile preexistente, la faptul că mamele care vin la noi poate au o vârstă mai avansată, că au diferite patologii, cum ar fi fibrome uterine, endometrioză, adenomioză, și aceste patologii per se cresc riscul de sarcină și naștere prematură, sarcină cu probleme, diabet gestațional, hipertensiune. La fel, pacientele care au ovar micropolichistic, se știe faptul că copilul respectiv are un determinism genetic și metabolic de la mamă, așa că este oricum un copil care este predispus spre obezitate, spre diferite boli metabolice, dar nu sunt legate de procesul de fertilizare. Pentru că spuneați de acest lucru, practic, acești copii care se nasc prin fertilizare in vitro sunt niște copii perfect normali, doar că pot, în cazul unor mame, să se nască prematur. E mai mare incidența? Da, este mai mare incidența și fertilizarea in vitro în sine este un factor de risc pentru asta, dar v-am spus, nu în sine procesul și faptul că embrionul respectiv s-a obținut în laborator, ci faptul că avem condiții preexistente care ne supun la risc. O sarcină obținută la 40 de ani nu este ca o sarcină obținută la 25 de ani. Sunt paciente care au oricum probleme, infertilitatea întotdeauna vine pe un teren atopic cumva. Trebuie să ne gândim de unde este pornită, dacă sunt cauze metabolice, dacă pacienta respectivă suferă de vreo disfuncție, pentru că toate astea pot duce la naștere prematură. Bine, până la urmă avem spitale foarte bine pregătite, iar asta nu este o problemă, bebelușul se poate dezvolta perfect normal, chiar dacă se naște prematur. Sigur. Totuși, aș mai vrea să punctez un lucru. Așa cum spuneam, presiunea este destul de mare pe mamă, dar cât e de important ca după ce se obține o sarcină prin fertilizare in vitro să fie și partenerul alături de femeie și cât contribuie el la rata succesului, ca să spun așa? Mult, foarte mult, și văd cuplurile care sunt unite de la prima consultație și pacientele care vin singure întotdeauna sunt sfătuite să-și aducă și partenerul la a doua consultație, pentru că văzând prin ce trec, văzând indicațiile, le este mult mai ușor să fie acolo un cuplu și până la urmă copilul este un proiect comun care trebuie dus la bun sfârșit și bărbații încep să fie din ce în ce mai implicați în tot procesul acesta și contează foarte mult implicarea lor, atât în schimbarea stilului de viață înainte de obținerea sarcinii, cât și după, moral și sentimental lângă pacientă. Ce trebuie să facă cel mai mult bărbat în toată treaba asta? Înainte de obținerea sarcinii, să înțeleagă că schimbarea stilului de viață duce la schimbarea calității embrionului și că este important să nu mai fumeze, de exemplu, pentru că nicotina scade pH-ul spermatic și întotdeauna le spun că în era asta a longevității, a rejuvenării, este cel mai ușor să renunți la fumat.
și atunci avem această discuție de la prima consultație și cu un simplu astfel de gest poate să schimbe lucrurile și e important pur și simplu să fie acolo și să înțeleagă că e un proces de cuplu și că obținerea sarcinii nu este un proiect al femeii singure și atât, cu toate că am foarte multe paciente care sunt singure și vin la noi pentru obținerea unei sarcini cu spermă de donator și le apreciez tare mult că își asumă responsabilitatea asta și le văd cât sunt de puternice și cum trec singure prin tot procesul acesta și înțeleg cât e de important pentru ele să obțină sarcinul. A crescut numărul acestor doamne? Da, foarte mult, foarte mult, foarte mult. Avem multe paciente de acest profil. Sunt femei de carieră care sunt în jurul vârstei de 40 de ani, care au trecut printr-o relație sau nu își mai doresc momentan o relație și își dau seama că își doresc totuși un copil și vor să aibă experiența maternității și atunci aleg să facă procedura cu spermă de donator. Mulțumim tare mult, doamna doctor. Pe doamna doctor Ioana Iordache, așa cum vă spuneam, puteți să o găsiți, puteți să-i adresați întrebări atât la clinica Embryos din București, dar și la Rai Medica în Cluj-Napoca.